Salut! Sunt Cristina și mă bucur că ne vedem din nou. Am avut foarte multă treabă în această perioadă în care am stat în izolare. Și cu toate acestea am găsit puțin timp să vă citesc o fabulă foarte interesantă de la Fontaine. Se numește Leul și măgarul la vânătoare. Și sună cam așa. Monarhul dobitoacelor, năpraznic, voia să dea de ziua lui un praznic și chipzui să facă o mare vânătoare de urși, de cerbi, de lupi, de căprioare și de mistreți, fiindcă el nu-și pierde vremea cu vrăbii sau sticleți. Și ca să scoată grabnic vânatul din unghiere, l-a pus pe măgărilă într-un tufiș să zbiere. Iar când porni să ragă din răsputeri măgarul, dezlănțuit deodată ca viforul întoi, ai fi jurat că sună din surle tot tartarul, ca în ziua judecății de apoi. De răgete îngrozindu-se de-a binelea, pornind în nebunite spre zăvoi, cădeau unghiarea leului jivinele. Vezi ce-a făcut? Ei zise, prin răgetele mele? Da, îi răspunse leul, cumplit ai mai răgit, că eu, cât sunt de leu, m-aș fi îngrozit de nu aveam ca toate jivinele habar că ești așa cum ești. Doar un măgar. De-ar fi îndrăznit, se supăra măgarul, de spuse și de ton. Dar chipzuit și-a îndurat amarul, că nu-i de felul lui un fanfaron. Știu că perioada asta e grea, știu că e grea pentru toți. Sper să treacă cât mai repede. Aveți grijă de voi, aveți grijă de prietenii și de familia voastră și citiți. Timpul trece mult mai frumos și mai repede așa. La revedere!